S-a dat startul reviziei tehnice. De astăzi, microbuzele de pe rutele municipale trebuie să-și testeze starea tehnică și estetică. Controlul este realizat de angajații Direcției Transport a Poliției Rutiere și de experții centrelor de testare. Din spusele poliției, șoferii de microbuse nu se prea grăbesc spre stațiile de profil. Astăzi, șoferii cam nu se prea grăbesc să ne invadeze, foarte puțin s-au prezentat. Vreau că noi, poliția, verificăm exteriorul, verificăm datele din pașaport tehnic cu corespunderea agregatelor. Ce mi-e pregătit să prezint ca de regulă în prima zi? Experții de la stațiile de testare spun că majoritatea mașinilor sunt într-o stare tehnică satisfăcătoare. Noi verificăm partea tehnică a microbuselor, deci toate momentele sunt de securitate, circulație rutieră. Se verifică pe etape control vizual, control la linie. Costurile pentru testarea auto variază între 150 și 250 de lei, iar o mașină este testată timp de o oră. Как обычно на автосервисе мы, значит, прошли полностью техническую, значит, проверку, проверили тормоза, все рулевое управление. Значит, две аптечки, огнетушитель для техник для безопасности. Dacă mașina trece testarea, expertul aplică certificatul de revizie tehnică pe parbrizul mașinii. Timp de o săptămână, cele 1800 de unități de transport public vor trece revizia la cele 9 stații de testare din capitală. Dacă unitățile de transport nu vor susține testarea, acestea vor fi scoase de pe rută.